Într-un cadru festiv, vineri 12 iulie, a fost lansat la Primăria Timișoara proiectul transfrontalier Policulturalii, politică culturală, instrument de dezvoltare comunitară și regională. Liderul proiectului este Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Primăria Timișoara și alte trei orașe din Serbia, care de asemenea candidează la statutul de capitală culturală europeană. Grupul Țintă este extrem de larg. De ce? Pentru că acest proiect va aduce cu sine o largă participare și o largă implicare. Instituții și organizații culturale, artiști plastici din Timișoara, Zrenă, din Pancevo și Vârșe, funcționari publici, reprezentanți ai autorităților decidente din Timișoara, Zrenă, din Pancevo, tineri, reprezentanți ai societății civile, populația care veți vedea că va fi într-un amplu proces. Proiectul are o valoare de 315.000 de euro și va dura 16 luni. În cadrul acestuia vor avea loc dezbateri publice și mese rotunde pe teme importante pentru viața culturală locală și vor fi organizate traininguri pentru funcționarii publici. Totodată, proiectul își propune să îmbunătățească coeziunea socială și culturală în zona transfrontalieră România-Serbia prin promovarea cooperării în domeniul politicilor publice culturale și a participării active pentru dezvoltarea regională.